Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la emisiunea Invincibilii. În această seară vom cunoaște cea de-a noua serie de concurenți. Sperăm că emisiunea v-a plăcut până la ora aceasta și sperăm ca și de aici mai departe să rămâneți în fața televizoarelor pentru a urmări această nouă ediție. Ediție după ediție se adaugă noi semifinaliști și pe măsură ce avansăm în această emisiune, miza va fi din ce în ce mai mare. În această seară vom face un nou pas în călătoria noastră către Țara Sfântă, către Israel, așa încât vom cunoaște un nou semifinalist. Bibliografia acestei serii este următoarea. Din Vechiul Testament, tinerii au avut de studiat primele 20 de capitole din Cartea Exodului, de la capitolul 1 până la al 20-lea așadar. Din Noul Testament, bibliografia rezervată s-a referit la epistola către evrei, o epistolă destul de complicată, iar din cartea profesorului Aldea, Acasă în lumea Bibliei, tinerii au avut de parcurs cu mare atenție următoarele articole. Este vorba de aproximativ 16 pagini menite să le îmbogățească cultura biblică. Rama, Shehem, Arad, Valea Ela, Gezer, cetățile Șefelahului și Pentapolisul Filistean. Aceasta este bibliografia serii de față. Vă invit acum să-i cunoaștem pe cei trei concurenți. Georgiana Ciornei este din Rusia, are 17 ani și este elevă în cadrul Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București. Pasiunile sale sunt călătoriile, muzica, matematica și anatomia, iar versetul favorit este Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Gabriel Florin Ghiolduș este din Târgoviște, are 16 ani și este elev în cadrul Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București. Pasiunile sale sunt călătoriile și muzica, iar versetul favorit se găsește în Exod, capitolul 20, versetul 12. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Andreea Cristina Stanciu este din Călăraș, are 15 ani și este elev în cadrul Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București. Pasiunile sale sunt sportul și muzica, iar versetul favorit se află la Ioan, capitolul 3, versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Am aflat care este bibliografia, i-am cunoscut și pe cei trei concurenți din această seară. Vă invit acum să mergem la prima probă a acestei emisiuni Invincibili. Stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, bine ați venit la prima probă a emisiunii Invincibilii. Suntem la cea de-a noua serie și înaintea noastră cei trei tineri sunt pregătiți să devină invincibili. Bună seara, bine ați venit la Speranța TV! Bună seara! Bună seara. Mai hotărâți, bună seara! Bună seara! Aveți emoții? Puțin. Puțin. Cine are cele mai puține emoții? Gabi? Nu. Sigur, ai comparat emoțiile tale cu ale fetelor. Andreea? Sunt destule. Sunt destule emoții. Georgiana? Puțin. Puțin emoții. Bun. Sperăm ca pe parcursul următoarelor minute să depășim împreună aceste emoții. Vă mărturisesc că și pe mine mă însoțesc emoțiile de fiecare dată atunci când prezint această emisiune. Este responsabilitate și a mea și a voastră, însă suntem în seara aceasta aici pentru a demonstra că am învățat în ultimele săptămâni bibliografia care ne-a fost repartizată. Dragii mei, suntem așadar la prima probă intitulată 1 din 4. Aveți pe pupitrele voastre, fiecare dintre voi, câte 4 cartoane notate cu literele A, B, C, D. Literele sunt scrise mari, astfel încât să poată fi vizibile înaintea tuturor. Vom avea 15 întrebări care vor apărea pe ecranul din stânga voastră. Eu le voi citi, voi le puteți urmări și pe ecran. Vă invit să mergem la prima
întrebare și să lăsăm emoțiile acestea deoparte. Prima întrebare. Bineînțeles, vom începe cu Vechiul Testament, primele 20 de capitole din Cartea Exodului. Prima întrebare de încălzire este următoarea. Care cetăți slujeau de hambare lui Faraon? A. Piton și Ramses. B. Pitom și Ramses. C. Pitagora și Ramses. D. Pitom și Manase. Vă rog să fiți atenți, fiecare literă contează. Amintiți? Vă rog să vă exprimați opțiunea. Gabi și Andrei au spus A, adică Piton și Ramses, acesta este răspunsul corect. Georgiana, din păcate, ai răspuns cu B, Piton și Ramses. Probabil n-ai fost atentă, este vorba de o singură literă. Piton, Piton, M și N sunt deseori interșanjabile și... Da, te rog să urmărești și ecranul, este important lucrul acesta. Mulțumesc mult! Merge la întrebarea a doua. Consider că este una foarte ușoară. Cum se numea socrul lui Moise? Se numea A. Ietro, B. Retro, C. Metro sau D. Iedutun. Este clar că am pus două variante astfel încât să vă derutez sau să vă ajut, pentru că este clar că acele variante nu reprezintă răspunsul corect. Hai să vedem dacă vă amintiți cum se numea socrul lui Moise. Vă rog să vă exprimați. Toți ați răspuns corect. Felicitări! A, răspunsul corect este Ietro. Bun, consider că v-ați intrat în mână și sper să o țineți așa la cât mai multe întrebări, astfel încât punctajul acumulat să fie unul foarte bun. Întrebarea a treia este puțin mai dificilă, vă rog să fiți atenți la fiecare literă de asemenea. Întrebarea a treia sună astfel. Cum se numeau fiii lui Levi? A. Gershon, Kehat și Merari. B. Garizim, Kehat și Merari. C. Gershon, Kineret și Merari. Sau D. Gershon, Kehat și Melchisedec. Este clar că unele variante nu sunt bune. Vă rog să fiți atenți și să dați un răspuns pe măsura amintirilor voastre. Vă rog să vă exprimați, Georgiana. Ați răspuns corect cu toții. A, A, A. Răspunsul corect acesta este, fiii lui Levi se numeau Gershon, Kehat și Merari. Iată că ați fost foarte atenți la această întrebare. Ne deplasăm către cea de-a patra întrebare din Cartea Exodului. Care a fost a doua plagă? A. Prefacerea apei în sânge. B. Broaștele. C. Păduchii. Sau D. Muștele câinești. Care să fie răspunsul corect? B, B, C. De data aceasta, Andreea, tu ești cea care a greșit. A doua plagă a fost cea reprezentată de broaște. Tu ai mers puțin mai departe și te-ai gândit la păduchi. Nu-i nimic, emisiunea continuă. Întrebarea a cincea. Ce trebuia să ceară evreii de la vecini și vecine la plecarea din Egipt? A. Vase de argint. B. Vase de aur. C. Vase de argint și de aur. Sau D. Vase de bronz. O adevărată bătălie a metalelor prețioase în această întrebare, iar voi sunteți chemați în momentele acestea să vă exprimați opțiunea A, B, C sau D. Răspunsul corect este vase de argint și vase de aur. Gabi, ai răspuns cu varianta B, aceasta este varianta incorrectă. Ai uitat pe drum vasele de argint care erau menționate la varianta C. Fetelor, ați răspuns corect. Întrebarea șasea. Ce înseamnă termenul Abib? A. Luna spicelor. B. Luna ploilor. C. Luna odihnei. Sau D. Luna recunoștinței. Care să fie? Din nou, două variante de răspuns. Din păcate, ambele sunt greșite, deoarece Abib înseamnă răspunsul de la prima variantă, anume luna
spicelor. Întrebarea a șaptea este puțin legată de matematică și de măsurători. Cât reprezintă procentual omerul dintr-o efă? A. 50%, B. 10%, C. 25% sau D. 15%. Răspunsul corect. Wow, avem trei variante, A, B și C. Gabi, e sigur? Georgiana? Da. Andreea? Aproximativ. Aproximativ, aproximativ. Andreea, cred că ți-ai dat seama că ai greșit. Răspunsul corect se află la Gabi. Omerul reprezenta a 10-a parte dintr-o efă. Bineînțeles, asta înseamnă 10%. Mulțumesc! Întrebarea a opta. Care nume are semnificația ajutorul lui Dumnezeu? Sunt patru nume pe ecran, le voi citi. A. Ietro înseamnă ajutorul lui Dumnezeu. B. Moise înseamnă ajutorul lui Dumnezeu. Sau C. Gershom înseamnă ajutorul lui Dumnezeu. Ori D. Eliezer înseamnă ajutorul lui Dumnezeu. Răspuns corect, concursul continuă foarte bine. D. Eliezer înseamnă ajutorul lui Dumnezeu. Georgiana, ai simțit ajutorul lui Dumnezeu în viața ta până acum? În fiecare zi. În fiecare zi, am înțeles. Gabi? Da. Și tu ai simțit? Ești conștient de lucrul acesta zilnic? Da, zilnic. Nu am auzit, mai tare te rog? Zilnic, da. Zilnic ești conștient. Foarte bine. Andreea? Da. Da? Bun, toți trei ați simțit ajutorul lui Dumnezeu în viața voastră. Hai să vedem mai departe. Dacă vă amintiți din epistola către evrei, o epistolă destul de dificilă, posibil că v-a ridicat dificultăți și semne de întrebare. Important este însă să vă amintiți ceea ce ați studiat și foarte important să lăsăm emoțiile deoparte, pentru că acestea ne crispează și ne deturnează de multe ori de la răspunsul corect. Întrebarea a noua. Mergem la Noul Testament, așadar în cadrul primei probe. Despre cine se spune că a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu? A. Despre Avram, B. Despre Iosif, C. Despre Moise sau D. Despre Iosua? Ați ales să răspundeți cu varianta A, Avram. Din păcate, răspunsul este greșit. Varianta C era cea care conținea răspunsul corect. Mai precis, este vorba despre Moise. Cred că ați observat, sunt destule legături între epistola către evrei și cartea Exodului. Întrebarea a 10-a. Cum spune Pavel să ne apropiem de scaunul Harului? A. Cu deplină încredere. B. Cu spaimă totală. C. Cu un nod în gât. Sau D. Terminați de frică. Scaunul Harului presupune o anume atitudine. A, B, C, D. Care să fie răspunsul corect? A. Răspunsul este corect, cu deplină credere. Probabil celelalte trei variante, cu spaimă totală, cu un nod în gât și terminați de frică, se referă la emisiunea Invincibili. Mulțumesc. Puteți lăsa cartoanele. Din fericire ați răspuns cu toții corect la această întrebare. Întrebarea 11-a. Vă invit să identificați și să optați pentru o variantă care indică cuvântul lipsă din versetul afișat. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai, într-un anume fel, și acesta este cuvântul lipsă, și care însoțesc mântuirea. La ce fel de lucruri se referă apostolul Pavel? A. Lucruri mai interesante. B. Lucruri mai bune. C. Lucruri mai clare. Sau D. Lucruri mai uimitoare. Hai să vedem la ce anume se referă apostolul Pavel. Este un cuvânt lipsă.
Fiecare variantă de răspuns trimite către un cuvânt. Unul este corect, celelalte trei sunt inventate. Varianta corectă este varianta B. B de la bun. Gabi, ai răspuns cu C de la clar, dar răspunsul, din păcate, este greșit. Fetele au răspunsul corect de această dată. Întrebarea 12. Întrebare care urmărește atenția voastră. Care obiect nu se afla în chivot? A. Un vas de aur cu mană. B. Toiagul lui Aron. C. Sfeșnicul nu se afla în chivot. Sau D. Tablele legământului nu se aflau în chivot. Da, Andreea a ales varianta B. Răspunsul corect este C. Sfeșnicul nu se afla în chivot. Georgiana și Gabi, ați răspuns corect. Ultima întrebare în cadrul primei runde, seria noua de Invincibili, din cartea Epistola către Evrei. Ne vom mai întâlni cu Epistola, dar în cadrul celorlalte trei probe. Care este ultimul substantiv propriu din lista eroilor credinței din Evrei, capitolul 11? Amintiți, este acolo o listă lungă. Eu vă întreb care este ultimul nume. A. Samson. B. Iefta. C. David. Sau D. Samuel. Gândiți-vă bine, am fost surprins și eu de această înlănțuire. Din păcate, nimeni nu a răspuns corect. Puteți lăsa jos cartoanele. Varianta corectă era cea de la D. Samuel este ultimul care apare cu numele scris foarte clar în această listă. V-a plăcut ce ați citit în cartea profesorului Aldea, Acasă în lumea Bibliei? V-a plăcut? Da. Au fost lucruri interesante. V-ați imaginat mergând cumva prin locurile acestea despre care ați citit? Da, da. Da, să știți că într-adevăr sunt locuri foarte interesante și lucruri extrem de palpitante pe care le putem afla dacă mergem la fața locului. Este adevărat, le aflăm și din carte, însă experiența nemijlocită la fața locului în Israel este una extraordinară care te marchează pentru totdeauna. Unul dintre voi se va califica în semifinală și va continua călătoria către Israel. Avem două întrebări la prima rundă, runda intitulată 1 din 4 din această carte. Întrebarea 14-a. Pe vârful cărui munte au construit samaritenii un templu după modelul celui din Ierusalim? A. Ebal. B. Garizim. C. Carmel. Sau D. Tabor. Răspunsul corect este Garizim. Gabi și Andreea au răspuns corect. Mulțumesc! Ultima întrebare, ultima posibilitate de acum la un punct, la prima probă a acestei seri. Întrebarea 15-a. În care oraș se află o fabrică de produse cosmetice preparate din nămolul de la Marea Moartă? A. Rama. B. Shechem. C. Gezer. D. Arad. Răspunsurile concurenților sunt următoarele. Georgiana și Andreea au răspuns corect. Această fabrică de produse cosmetice preparate din nămolul de la Marea Moartă se află la Arad, un oraș care sună românește. Gabi, din păcate, ai ales varianta C, Gezer. Răspunsul este greșit. Mulțumesc, fetelor! Vreți să mergeți la nămol, la Marea Moartă? Am avut ocazia să testez o parte din aceste produse, sunt într-adevăr foarte scumpe, dar au un renume foarte, foarte mare și se pare că ar fi foarte, foarte bune. Dacă veți ajunge acolo, veți avea posibilitatea să vă achiziționați de la fața locului, de la magazinele din întregul Israel, dar mai ales de la magazinele care sunt amplasate în apropierea Mării Moarte. Mulțumesc mult, aceasta a fost prima rundă. Punctajul primei runde este următorul.
Andreea Stanciu a acumulat 8 puncte, Gabriel Ghiolduș a obținut 9, în vreme ce Georgiana Ciornei a câștigat runda cu 10 puncte. Ne îndreptăm acum către cea de-a doua probă a acestei seri, intitulată Adevărat sau Fals? Am ajuns la cea de-a doua rundă a seriei intitulată, ca întotdeauna, Adevărat sau Fals. Este runda în cadrul căreia cei trei concurenți vor asculta enunțul la 10 propoziții sau fraze și se vor exprima dacă acestea sunt adevărate sau false. Dacă până acum au avut 4 variante de răspuns, din momentul acesta au doar 2 variante, adevărat sau fals. Dragii mei, sunteți gata să deveniți invincibili? Cu siguranță. Gabi, nu te aud. Da. Mai tare, sunteți gata să deveniți invincibili? Da. Așa să fie. Prima întrebare, primele 20 de capitole ale cărții Exodul. Este adevărat că Faraon a zis despre evrei: sunteți niște leneși și niște trântori? Puteți urmări întrebările și pe ecranul din stânga, deși cred că am citit destul de clar. S-ar putea însă să fie cuvinte pe care voi să nu le fi auzit niciodată. Faraon le-a spus evreilor sau nu: sunteți niște leneși și niște trântori? Da. Observ 2 variante, nici nu puteau fi mai multe. Andreea, de ce ai răspuns nu? Nu știu. Ai fost nesigură, se pare. Răspunsul corect este da, așa le spunea Faraon. Să sperăm că sunt cuvinte pe care voi nu le-ați auzit niciodată și nimeni nu vi le-a adresat. Întrebarea a doua. Este adevărat că diferența de vârstă dintre Moise și Aron era de 5 ani? Georgiana? Nu, nu, nu. Răspunsul este corect, dar de ce răspunsul este nu? Poate să ne explice cineva? Cine ne explică? Cred că Moise a fost crescut la mama lui 12 ani acasă și în timpul ăsta ea și-a dat toată atenția să-l crească doar pe el. Am înțeles, ne-am complicat, diferența era alta, așa cum ne arată capitolul al 7-lea cu versetul al 7-lea, diferența era de 3 ani de zile între acești doi frați. Lăsați cartoanele, vă rog, deoparte, lăsați și emoțiile, pentru că vreau să discutăm puțin. Georgiana, care este diferența între tine și fratele tău? 1 an și 4 luni. 1 an și 4 luni, este mai mic sau mai mare? Mai mic. Cum se numește? Daniel. Ce ne poți spune despre el? Este un băiat care a venit și el din acest an la liceu. Îi place să cânte la vioară și s-a ocupat de filmări la Speranța TV, unde am fost până acum în Rusia. E pasiunea lui, aceste două. Foarte frumos, e pasionat de interpretarea muzicii la vioară și ca și tine este elev la Liceul Teologic Adventist din București. Voi veniți, așa cum s-a spus în prezentare, veniți de foarte de departe, din Rusia, de la 100 de kilometri de Moscova. Ai așa făcut este. O călătorie lungă până aici și lucrul acesta mă bucură. De altfel, opțiunea voastră este aceea de a studia în România în perioada liceului. Pentru facultate mai rămâne de discutat. Andreea, care este diferența între tine și sora ta? De 2 ani și 4 luni. Mai mică sau mai mare? Mai mare. Cum se numește? Maria. Și ce ne poți spune despre ea? Este clasa 11-a și este o fire foarte vorbăreață și foarte veselă și îi place să organizeze chestii și diferite evenimente. Da. De altfel a fost prezent în urmă cu câteva ediții la emisiunea Invincibilii. Telespectatorii au avut ocazia să o cunoască. Uite că de data aceasta telespectatorii au ocazia să o cunoască și pe sora mai mică a Mariei. Gabi, la tine calculele sunt mai desfășurate, sunt calcule ample. Care sunt diferențele de vârstă între tine și frații tăi? Păi, între mine și fratele meu mai mic este 1 an și 8 luni, între mine și fratele meu mai mare este 3 ani și 1 lună și între mine și fratele cel mai mare 5 ani și tot cam așa 1 lună.
Da, stimați telespectatori, când a spus că este 3 ani și nu știu câte luni, s-a referit nu la anii propriu, s-a referit la diferența care este de atâția ani. Ce ne poți spune despre frații tăi? Sunt niște frați care își ajută părinții, sunt de treabă, prietenoși cu toată lumea. Am înțeles. La Invincibilii nu-i trimiți? Cei mai mari decât mine au terminat liceul. Terminat liceul? Cel mai mic, probabil. Cel mai mic, probabil. Da, vom avea și ediții, probabil, în sezonul următor, care vor fi adresate și celor care au depășit faza aceasta a liceului. Bun. Geana, îl trimiți și tu pe fratele tău la emisiunea Invincibilii? Îi vei sugera lucrul acesta să se înscrie? Cu siguranță. Cu siguranță, bun. Mulțumesc pentru dialogul pe care l-am avut. Ne-am luat cu vorba, am uitat la ce întrebare am rămas, dar voi reciti și imediat îmi voi da seama de lucrul acesta. E clar, întrebarea a treia. Este adevărat că în noaptea de Paști, israeliții s-au deplasat de la Ramses spre Sucot? Da sau ba? Răspunsul corect este da. Următoarea întrebare, a patra. Este adevărat că la Elim erau 70 de izvoare de apă și 12 finici? Îmi pare rău, ați răspuns greșit, am schimbat numerele. La Elim erau 70 de finici și 12 izvoare de apă. Era mai multă apă decât vegetație, în termeni numerici. Întrebarea a cincea. Este adevărat că această poruncă, să nu furi, este a șaptea? Numărați, calculați, reamintiți-vă și vă rog să răspundeți. Da, 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 nu este așa. Porunca să nu furi este a opta la catalogul celor 10 porunci. Mai multă atenție, dragii mei, pentru că pierdeți puncte prețioase cu multă ușurință. Întrebarea a șasea. Este adevărat că Pavel citează din psalmii Vechiului Testament în epistola sa către evrei? Ați răspuns corect? Da, într-adevăr, Apostolul Pavel face uz de Vechiul Testament, mai precis de Cartea Psalmilor, dar și de alte cărți, atunci când scrie epistola către evrei. Întrebarea a șaptea. Este adevărat că acela care călca legea lui Moise era omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori? Potrivit legii lui Moise se întâmpla lucrul acesta? Mulțumesc, răspunsul este corect, într-adevăr, așa stăteau lucrurile. Ultima întrebare din primele 20 de capitole ale cărții Exodul, la cea de-a doua rundă a seriei a noua de Invincibili. Vreau să vă chinui un pic. Este adevărat că în epistola către evrei apare cuvântul școală? Nu știu cum să-l citesc, cuvântul școală sau cuvântul școală? Spuneți-mi voi. Spuneți-mi răspunsul până una alta și apoi vedem cum trebuia să pun accentul pe acest cuvânt și cu ce intonație să-l citesc. Da, da, da. Ați fost atenți? Apare cuvântul școală? Se pare că voi sunteți atenți după termenii aceștia. Da, mulțumesc. Puteți lăsa cartoanele. Geana, care sunt materiile tale preferate la școală și cum trebuia să pronunți o școală sau școală? Școală. Școală, cu mult entuziasm, da? Care sunt materiile tale favorite? Îmi place de mică matematica. A fost întotdeauna materia mea preferată. Și pe parcurs am început să-mi placă și biologia și acum anatomia, pentru că o studiez. Mulțumesc, interesant. Andreea, care sunt materiile școlare trecute așa la bookmarks? Biologia și sportul. Care dintre sporturi? Volei. Voleiul. Ca și Maria, mi-amintesc ca și Maria spunea lucrurile acestea, iată că cele două surori seamănă între ele. Gabi,
Cu ce materie te împaci tu cel mai bine? Cu muzica. Muzica. La ce instrumente cânti? La flaut, puțin la pian. Mai greu, dar mă descurc. Te descurci și la pian, însă flautul e instrumentul principal, din câte înțeleg. Mulțumesc! Mai avem două întrebări, acestea sunt din cartea Acasă în lumea Bibliei. Ați avut un fascicul de 16 pagini de citit. Întrebarea a noua. Este adevărat că David și-a luat pietre pentru lupta cu Goliat din pârâul Ela? Pârâul cu nume de fată? Da, 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 răspunsul este corect. Dacă mai erau două răspunsuri de da, aveam 5 răspunsuri câte pietre a luat David. Mulțumesc! Întrebarea 10-a. Este adevărat că Ghezerul are cele mai mărețe masebe? Poate părea dificilă întrebarea pentru telespectatori, voi însă ați citit, v-ați întâlnit cu termenul. Vedeți acum dacă și propoziția este adevărată, dacă Ghezerul are într-adevăr cele mai mărețe masebe, ori nu. Gabi, ai spus că nu, fetele au spus că da, fetele au răspunsul corect. Da, acolo se află unele dintre cele mai mărețe masebe. Este vorba despre niște pietre și pentru mai multe explicații vă rog să intrați pe internet, să dați un search și vedeți ce este aceea o masebă sau puteți afla din cartea profesorului Aldea, Acasă în lumea Bibliei. La sfârșit, cartea are un glosar unde sunt explicați termenii mai rari care apar în această carte, din care împreună cu voi am aflat o sumedenie de lucruri interesante. Aceasta a fost proba a doua, iar punctajul este următorul. Gabriel Ghiolduș a acumulat 6 puncte, Andreea Stanciu 7 puncte, cu două mai multe decât pietrele lui David, iar Georgiana Ciornei, venită tocmai din apropierea Moscovei, a înfruntat viscolul acestui concurs și are 8 puncte la proba a doua. Rămâneți cu Speranța TV, mergem la cea de-a treia probă. Continuăm, stimați telespectatori, cu cea de-a treia probă intitulată Tu alegi. Suntem nerăbdători să privim la panoul cu cele 9 întrebări și să urmărim împreună întrebările, frânturile de întrebări pe care tinerii concurenți din această seară și le vor alege. Stimați concurenți, suntem gata pentru proba a treia? Da. Da. Mulțumesc, în ce mă privește sunt gata. Observ că și voi sunteți pregătiți să abordați cu multă energie această probă a treia. Am trecut de jumătatea concursului nostru. Timpul, să știți, că trece repede la Invincibili și ne aflăm în cea de-a doua parte a emisiunii. Prima care va alege de pe panou este Georgiana sau Giana, cum mi se spune de către cei apropiați, pentru că a acumulat 8 puncte la proba precedentă. A doua va alege Andreea, deoarece a avut 7 puncte, iar Gabi este ultimul care are această posibilitate a alegerii unei întrebări, deoarece a avut 6 puncte. În ordinea aceasta, Giana, Andreea, Gabi ne vom alege întrebările. După cum știți, ele sunt puse în ordine, mai întâi cele din Vechiul Testament, apoi cele din Noul, iar ultimele două întrebări sunt din cartea Acasă în lumea Bibliei. Să apară panoul cu întrebările. Giana, ai ocazia să privești câteva secunde, să parcurgi cele 4 cuvințele din fiecare întrebare și să ne spui care dintre ele ți se pare ție că ar avea cel mai ușor răspuns de oferit. Ai trecut așa peste fiecare, de la prima la a noua. Este momentul să te invit acum să alegi. A noua întrebare. A noua întrebare. Care cetate din Pentapolisul? Care cetate din Pentapolisul filistean a fost centrul industrial de prelucrare a uleiului de măsline din zonă? Era această federație de 5 cetăți filistene și una dintre ele a dezvoltat această industrie. Gaza?
Din păcate, răspunsul este greșit. Răspunsul corect este Ekron. Ekron. Erau 5 cetăți marcate și pe hartă. Da. Ekronul este orașul care a dezvoltat această industrie a prelucrării uleiului de măsline. Cartea oferă și alte date interesante cu privire la aceasta. Vei mai avea posibilitatea să răspunzi la 2 întrebări în cadrul acestei runde. Andreea, a urmat 8 întrebări pe panou. Întrebarea numărul 6. Întrebarea numărul 6. Care este primul nume din lista eroilor credinței din capitolul al 11-lea, capitolul celebru, din cadrul epistolei către evrei? Am aflat la runda precedent, la una dintre rundele precedente, că ultimul nume era acela al lui Samuel. Te rugăm însă să ne spui, și sperăm să-ți amintești lucrul acesta, care este primul nume Moise. Al eroilor credinței din această listă. Din păcate, răspunsul este greșit. Puteai să mergi mai la începutul istoriei biblice, deoarece răspunsul corect este Abel. Abel. Gabriel, este rândul tău să alegi acum. Ai 7 întrebări la dispoziție. Prima întrebare. Câte fete avea preotul lui Madian? 7. Răspuns corect. Ai 3 frați, n-ai nici măcar o soră, ai răspuns însă corect la această întrebare. Gabi, ți-ar fi plăcut să ai o soră? Da, nu știu. Nu știi, dar părinții tăi ce aveau cumva această preferință? Da, au vrut numai fete, dar nu au făcut numai băieți. Am înțeles. Important este că ai răspuns corect. Preotul lui Madian avea 7 fete. Georgiana sau Geana, te invit să alegi. A treia întrebare. În ce mare au fost aruncate lăcustele de la plaga a 8-a? În Marea Moartă? În Marea Roșie este răspunsul corect. Andreea, este rândul tău acum să alegi dintre întrebările care au rămas pe ecran. Acestea vor fi imediat afișate. A doua, a patra, a cincea, a șaptea sau a opta? A doua. A doua? Ți se pare ușor de răspuns la ea. Ar putea fi, a apărut deja. A câta plagă a fost ciuma vitelor? Încearcă să ți le reamintești în ordine. A cincea. Excelent este răspunsul tău. A cincea plagă, ciuma vitelor. O întrebare destul de dificilă. Te-ai descurcat excelent. Gabi, 4 întrebări înaintea ochilor tăi. Una singură poate fi aleasă de către tine. 8. Întrebarea 8-a. Câte scrisori, și aici este vorba de ostrace, apare acest termen, câte scrisori sau ostrace s-au găsit la poarta cetății Lachish? 12. 18 este răspunsul corect. 18. Fiecare dintre voi are ocazia pentru ultima dată, în cadrul rundei tu alegi, să selecteze o întrebare. De fapt, Gabriel, nu vei avea această posibilitate pentru că îți rămâne ultima, va fi întrebarea dintre cele 3 pe care fetele o vor evita. Georgiana. Aleg a patra întrebare. Întrebarea a patra. E vorba de instrumente muzicale. La ce instrument a cântat Maria? Să fi fost vioară, să fi fost nai, pian, adică instrumentele despre care am vorbit noi ceva mai devreme, sau un alt instrument. Care este opțiunea ta? Ea a cântat... Mi-aduc aminte termenul în limba rusă. Limba rusă? N-ar fi foarte greu să facem traducerea. Spune-l în limba rusă. Deși am preferat în română. Nu-ți mai amintești? Cred că era... Dobă? Începea cu tâi, era vorba de timpan. Așa. A cântat la timpan. Îmi pare rău că ai pierdut posibilitatea de a trece acest punct în contabilitatea ta în această seară.
Andreea, întrebarea a cincea sau a șaptea? Șapte. Întrebarea a șaptea. Despre ce țară, și am pus țară în ghilimele pentru că nu exista atunci accepțiunea acestui termen țară, cum înțelegem noi astăzi, nici pe departe nu putea fi vorba despre așa ceva, dar despre ce țară cunoscută astăzi vorbește Pavel în ultimul capitol al epistolei către evrei? Spre Roma. Mulțumesc, a indicat un oraș, a indicat Roma, dar țara, pentru că e vorba de o țară, este Italia. Ai fost aproape de răspuns, cu mai multă concentrare asupra termenului, asupra căruia am și atras atenția, aveai șansa unui răspuns corect. Gabriel, ce să facem? Am rămas cu întrebarea a cincea. Ea sună astfel. Ce înseamnă masa și meriba? Masa și meriba. Apărea în cuprinsul bibliografiei, în primele 20 de capitole ale Exodului, această explicație. Acest termen, de fapt. Nu știu. Nu ți-amintești. Însemna această expresie, masa și meriba, ispită și ceartă. A treia probă a luat sfârșit. Se pare că a fost o probă destul de dificilă pentru voi, stimați concurenți. Concursul însă continuă, chiar dacă a fost o rundă ceva mai slabă. Iată, Georgiana Ciornei nu a reușit să acumuleze niciun punct, însă Gabriel Ghiolduș și Andreea Stanciu și-au trecut totuși câte un punct în contabilitatea punctelor acestei seri. Concurenții mai au o ultimă șansă să demonstreze cunoștințele acumulate în cadrul celei de-a patra probe și ultima a concursului Invincibilii. Ne deplasăm cu pași rapizi către proba a patra. Am ajuns la cea de-a patra probă intitulată Sinteza. Este proba cu carton și cu marker. Concurenții vor fi invitați să scrie o parte din cunoștințele lor. Este vorba despre acele cunoștințe care se referă la întrebările pe care le vor primi. Sunt trei întrebări, câte una din fiecare sector, din fiecare secțiune a bibliografiei, o întrebare din primele 20 de capitole ale cărții Exodul, o întrebare din Epistola către evrei și ultima întrebare din paginile primite pentru studiu din cartea profesorului Traian Aldea, Acasă în lumea Bibliei. Stimați concurenți, sunt ultimele trei întrebări, vă invit să fiți foarte relaxați, ceea ce știți, aceea veți scrie și sunt convins că va fi bine. Prima întrebare este ultima pe această seară din cartea Exodul, din prima jumătate a cărții Exodul, pentru că am considerat că este o carte destul de dificilă și am făcut-o pe din două cu concurenții de săptămâna viitoare. Prima întrebare. Menționați 5 din cele 10 plăgi. Au fost întrebări unde plăgile erau menționate. V-am adresat intenționat o întrebare despre ordinea plăgilor. Acolo erau menționate cu A, B, C, D, 4 dintre ele. Am mai avut și Andreea o întrebare la care a răspuns corect. Așa că 4 plus 1 vă dă 5. Și a mai fost cel puțin o întrebare referitoare la una dintre plăgi. E adevărat, se repeta această plagă la o altă întrebare. Îmi place că scrieți și faceți lucrul acesta virtuos. Se pare că vă amintiți. Doar 5 din cele 10. Vă rog să nu scrieți mai mult de 5, să vă limitați la 5. Acestea 5 vă vor aduce un punct. Dacă veți greși una din cele 5, veți avea 80 de sutimi. Adică 4-5-5 dintr-un punct complet. Da, observ că ați pus capacul markerului. Haideți să o luăm de la stânga la dreapta. Georgiana. Moartea întâiului născut, ciuma vitelor, întunericul,
păduchii și broaștele. Mulțumesc pentru răspuns. Vom vedea la final care este punctajul tău. Gabriel, Georgian a pus lăsa cartonul. Mulțumesc. Gabriel a răspuns astfel: prefacerea apei în sânge, musca câinească, păduchii, broaștele și moartea întâiului născut. Mulțumesc, mi-a plăcut ediția Bibliei de studiu Andrews pentru că evită acea cacofonie de la musca câinească și numește pasajul muștile câinești, îl pune la plural și în felul acesta evită cacofonia. Un lucru extrem de elegant mi s-a părut din punct de vedere lingvistic și stilistic. Andreea, broaștele, păduchii, ciuma, lăcustele și apa transformată în sânge. Vă mulțumesc pentru răspunsurile voastre. S-a terminat cu cartea Exodului, cu partea pe care ați avut-o voi de studiat. A doua întrebare. Menționați numele celor două femei care apar în Evrei, capitolul 11. Doar două femei sunt menționate acolo. Vi le mai amintiți? Aveți un nou carton și markerul la dispoziție. Două femei sunt menționate în al 11-lea capitol din cartea, din Epistola către Evrei. Georgiana, tu ai terminat, înțeleg? Da. Gabriel, și tu? Andreea? Da. Ai terminat. Hai să începem de data aceasta cu tine, Andreea. Rahav, bun răspuns. Din păcate, jumătate din el, dar este bun. Este bun. Gabriel? Maria și Elisabeta nu reprezintă ceea ce ar fi trebuit să fie un răspuns corect. Georgiana, Maria și Sara, da, jumătate din răspuns este bun. Răspunsul corect era Sara și Rahav. Dacă am fi făcut o combinație, am fi obținut un răspuns corect de la cele două concurente. Ultima întrebare din această seară și ultima posibilitate a voastră în această ediție a concursului Invincibili să obțineți un punct are de a face, după cum știți, cu proiectarea unei imagini în ecranul pe care îl aveți în studioul Invincibilii la Speranța TV. Întrebarea este aceasta: ce reprezintă edificiul din imagine? Priviți, vă rog, aveți marker, aveți cel de-al treilea carton alb și amintirile din ultimele săptămâni pentru a menționa răspunsul corect la această întrebare. Ce reprezintă acest edificiu? Trebuie să vă spună ceva, deoarece fotografia era în carte. Nu erau extrem de multe fotografii, circa 20-25, la care a trebuit să priviți cu atenție pentru a putea răspunde în această seară. Fetelor, dați-mi voie să încep cu Gabriel de data aceasta. El a fost văduvit fiind la mijloc între două fete frumoase. Am început fie cu Georgiana, fie cu Andreea. De data aceasta este fabrica de cosmetice. Din păcate, Gabriel, nu este răspunsul corect. Te gândeai la... ți-a rămas mintea la Nămol. La Nămol și la localitatea Arad, localitatea cu nume românesc. Hai să răspundă Andreea acum. Da, răspunsul este corect. Nu este morântul lui Solomon... Este corect pe jumătate. Mă rog, este mormântul, dar nu este al lui Solomon. Acum am citit cu atenție. Este mormântul lui. Vom vedea dacă a răspuns Giana corect. Este un mormânt, dar nu este al lui Solomon. Georgiana a răspuns: este mormântul lui Samuel. După ce inițial și tu notasei Solomon, te-ai răzgândit, ai tăiat, ți-ai amintit în timp util. Mare atenție la confuzia aceasta între Solomon și Samuel. Mulțumesc mult, puteți lăsa jos cartoanele.
Andreea, era bine să fii ceva mai atent, ai fost foarte aproape de răspunsul corect. Cum încheiați acest concurs? Care sunt lecțiile pe care le-ați învățat, Georgiana? Trebuie să fii curajos și să mergi mai departe, chiar dacă uneori greșești. Am înțeles. Ești dispusă să mergi mai departe în viață, chiar dacă greșești? Sigur. Îți doresc succes. Andreea, care este principala lecție pentru tine în urma acestei seri? Indiferent de cât greșești, trebuie să ai curaj să mergi înainte. Vei merge înainte și tu cu Georgiana în viață. Vă doresc succes. Gabriel, care este pentru tine cea mai prețioasă lecție cu care vei ieși din acest studio? Nu știu, poate scăparea de emoții sau ceva unde exersezi ceva nou. Să sperăm că această seară îți va oferi prilejul ca ajungând acasă și analizând emisiunea să fii mai stăpân pe modul în care gestionezi emoțiile. Punctajul celei de-a patra runde, estimați telespectatori, este următorul. Gabriel Ghiolduș are un punct, Andreea Stanciu un punct și jumătate, iar Georgiana Ciornei 2 puncte și jumătate. Punctajul final al acestei serii, a noua serie de invincibili, este următorul. Gabriel Ghiolduș, 17 puncte. Andreea Stanciu a acumulat cu 50 de sutimi mai mult, astfel încât punctajul său final este 17,50, însă cea care merge în semifinala, într-una din semifinalele invincibilii, este Georgiana Ciornei cu 20,50 de puncte. Dragii mei, vă felicit pe toți, vă doresc drum bun mai departe în viață, vă doresc să fiți curajoși, așa cum ați spus. Andreea, mulțumesc pentru participare, a fost o participare onorabilă. Gabriel, mulțumesc de asemenea pentru dispoziția de a studia în cadrul concursului Invincibilii. Geana, te felicit în mod special pentru că ai acces într-una din semifinale și telespectatorii se vor întâlni cu tine în lunile următoare, atunci când te vei confrunta cu alți participanți într-una dintre semifinale. Mulțumesc foarte mult, tuturor succes mai departe. Nu uitați, fiți invincibili. Stimați telespectatori, aceasta a fost a noua serie de invincibili. Georgiana Ciornei, sosită din apropierea Moscovei, merge mai departe cu cele 20 de puncte și jumătate acumulate. Ne întâlnim săptămâna viitoare cu a 10-a serie de invincibili. Până atunci, nu uitați, fiți invincibili. Noapte bună, rămâneți cu Speranța TV.